săptămâna asta în Dimineața Blană. Până să fac eu provocarea, să o duc la bun sfârșit, vrem să vă facem cunoștință cu prietenul nostru. Este vorba despre doctorul în bancuri. Pentru Dimineața Blană, asculți doctorul în bancuri în fiecare zi. Ne place foarte mult de el, îl vom avea alături de noi mereu și își face debutul și el la Dimineața Blană cu bancul acesta. Și ca într-un autobuz urcombețiv. Și începe și urlă: voi toți ăia din față sunteți niște idioți, ăștia de la mijloc sunteți niște maimuțoi, iar în spate toate sunteți niște curve. La care șoferul pune frână brusc, se întoarce la ei și spune: ia mai zi-mă o dată ce ai spus. Păi acum ce să mai zic, că ai amestecat pe toți. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană. UEFA îi învață pe oameni, printr-un articol postat pe site-ul lor, cum să pronunțe numele fotbaliștilor. Fii atentă, pronunță după mine, da? Da. Cum se pronunță ea? Cristiano Ronaldo. Potrădaua de bogato. Ah, bun, e bine, așa se pronunță în română Cristiano Ronaldo, dar cum se pronunță Lionel Messi? Domnul e din Spania? Argentina, mea, se pune, Argentina. Da, zi așa. Un poco urât, un poco pitic, dar putred de bogat. Ok, și mai departe Ibrahimovic, pe ăsta-l știi? He is înalt, he is frumos și he is putred de bogat. Așa se pronunță Ibrahimovic. Da. Acum ultimul nume pe care vreau să te învăț să-l pronunți: Ciprian Tătărușanu. Nu înțeleg. Cum adică nu înțelegi? Încearcă să pronunți Ciprian Tătărușanu. Sebastian, să știi că mie îmi pare rău, dar nu pot să pronunț numele jucătorilor care primesc mai puțin de 2 milioane de euro. Pentru Dimineața Blană, asculți doctorul în bancuri în fiecare zi. Doi bețivi ies dintr-un bar rupți și unul dintre ei ia un stâlp în brațe și începe și bate cu pumnii în stâlp și strigă: Marie, deschide că sunt eu! Deschide, Marie, că sunt eu! Nimic, iară strigă: Marie, eu sunt, deschide, Marie, deschide, nimic. Se uită la ăla și el zice: insistă, frate, că sus e lumina aprinsă. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană. Dacă domnul Alibecă se lăuda cu bolidului care va prinde 300 la oră, știi ce vor să facă chinezii? Ia. Să inventeze un tren care să întreacă de 3 ori viteza sunetului. Așa. Adică va prinde aproximativ 4.000 de kilometri la oră, potrivit ziarului financiar. 4.000 de kilometri la oră. Da, și va funcționa pe un sistem din ăsta futuristic, așa, prin levitație magnetică și va călători printr-un tub vidat. Nu-mi place ideea. Cum să nu-ți placă? Păi e simplu. Gândește-te, că eu nu-s prost, am făcut și fizică la școală. Așa, ia să te da? Fii atentă. Dacă e de 3 ori viteza sunetului, ok? Și mergi cu trenul ăsta cu viteză de 3 ori mai mare decât sunetul, da? Mergi cu 4.000 de kilometri pe oră. Știi că sunt români care ascultă muzică direct la difuzor în tren sau în autobuz, nu în căști. Da. În mijloacele de transport, în comun în general. Există. Păi tu îți dai seama cum ar suna muzica băiețașilor din tren la de 3 ori viteza sunetului? Oarecum. Eu nu pot să ascult așa. Eu nu pot. Pentru Dimineața Blană, asculți doctorul în bancuri în fiecare zi. O zice că la o grădină zoologică de la noi din țară, oamenii rămăseseră fără fonduri și fiind fără fonduri, nu mai aveam nici animale, nu mai aveam mai nimic. Și acum dau anunț că angajează pe cineva care să se costumeze în orangutan. Se duce unul, zice: domnule, eu n-am loc de muncă, m-am decis să aplic aici, sunt de acord. Domnule, nu trebuie să faci nimic decât să te îmbraci în costumă de orangutan și stai în cușcă și faci ce zice lumea. Adică dacă lumea îți dă de mâncare, faci tu o tumbă, te mai agăți de barele alea, te mai învârți, adică știi cum faci un orangutan. Bine, domnule, nicio problemă. Se îmbracă ăsta în costum, se duce la muncă, prima zi, trei copii la cușcă, la el. Aruncau în el cu pietre, cu banane. Asta se uita la administrator, la el făcea semn, toși din gură, nu spui nimic. Iar aruncau, râdeau de el, îl chemau la gard, și la un moment dat unul îi spune, lui Măsa îi spune: aș vrea ca acest orangutan să se suie pe cușca ursului. Ăla, orangutanul, se uită la administrator, ăla îi face semn, urcă pe cușca ursului. Se suie ăsta pe cușca ursului, aș vrea ca orangutanul să sară. Ăsta iar se uită la administrator: sari, sari, sari orangutanul, sare pe cușca ursului, cade în cușcă.
cade în cușcă, se uită, ursul se întoarce, venea spre el. Orangutanul se dă așa cu spatele, se lovește de unul din pereții cuștii. La un moment dat începe să strige, că nu mai putea, s-a dat de gol. Vă rog frumos, scoateți-mă de aici, vine ursul, mă mănâncă, mă mănâncă. La care ursul zice, tași mă din gură că ne dă afară pe amândoi. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană. Sebastian, apropo de pâine, știi că există mitul acesta potrivit căruia pâinea neagră este mult mai sănătoasă decât pâinea albă. Așa? Nimic mai fals decât atât. Au același conținut de zahăr, ne-au spus medicii. Ce-mi spui tu acum este că atât pâinea albă cât și pâinea neagră au mult zahăr, da? Da, foarte mult zahăr. Și acum te întreb eu pe tine, păi nu e logic? Ce anume? De asta are super mult succes Carla's Dreams. Păi cum adică? Nu spune, nu cântă el dulce, dulce pâine la sânge? Nu? Deci el a zis din piesă, frate, că pâinea este dulce. Dulce, dulce pâine la sânge. Dulce, dulce pâine la sânge. Pentru dimineți blană, asculți Doctorul în Bancuri în fiecare zi. Da, la cu muncitorul ți l-am zis. Zice că un muncitor se prezintă la un beneficiar acasă să monteze mochetă. Și ajunge la ăsta acasă, îi spune, domnule, uite aici, asta este camera, bun. Se apucă ăsta, montează mocheta, frumos, pac, termină. Zice să iasă și el să fumeze o țigară pe balcon, când iese își dă seama că n-are pachetul de țigări. Se întoarce înapoi unde montase mocheta și vede așa o gâlmă în mijlocul camerei. Și zice, băi, ce rost mai are să mai dau mocheta la o parte acum pentru un pachet de țigări? Ia ciocanul, îi dă 3-4 bucăți ca să niveleze, să nu se vadă. Și se pregătea să plece. La un moment dat, beneficiarul vine și zice, uite, ți-am găsit pachetul de țigări, dar dacă mi-aș găsi și hamsterul, că nu știu pe unde este. Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană. În momentul ăsta nu mai avem antrenor la echipa națională, pentru că... Pentru că domnul Daum s-a despărțit de Naționala României. Exact. Din păcate. Deși nu a fost extraordinar de iubit, că nu a avut rezultate, pe mine m-a impresionat până la lacrimi cu scrisoarea lui de adio, adresată tuturor românilor, pe care vreau să vă citesc și vouă chiar acum. Dragi români, n-am vârst să vă supăr. Nein! Nu sunt mulțumit de rezultate, nici măcar de numărul de șuturi ștrase la poartă. Poate că trebuia să jucăm șnițel mai bine. Știu că vă întrebați de ce nu l-am chemat pe Alibec la echipă. Pentru că dă din mâini mereu și se crede foarte ștecher, triplu ștecher. Ia, recunosc, am și țipat la el. Șaibă, de ce ești nervos? Und a și fugit din cantonament cu torje și săpunaru și a băut bere. Adică a dat bir cu fugiții. A greșit odată, de două ori, dar ulciorul nu merge des la apă. Mi-aș fi dorit să ne calificăm la mondiale și toată România să-mi strige bravo, ai șpil. Dar asta a fost nicht posibil. Sper să ne mai bem vedem. Auf Wiedersehen. P.S. Ich liebe Dicke. Semnat Christoph Daum. Pentru dimineți blană, ascult Doctorul în Bancuri în fiecare zi. Doi purici ies și în oraș, că era ziua unuia dintre ei. Și ajung la bar, beau, 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 se îmbată rang amândoi. Și acum se plece acasă. Unul dintre ei era mai treaz. Ies din bar, îl căra pe celălalt care era mort și spune, băi, ia zi, poți să mergi pe jos? Sau chem un câine? Dimineața Blană cu Ramona și Coțofană.